astăzi în prima ședință a Consiliului Local Tamaș în anul 2023. Pentru început, îi dau cuvântul domnului secretar general, nu mai fac precizări, chiar că din tot procesul verbal, la ședinței ultimei ședințe, de decembrie. Păi, la mulți ani, ne-am reîntâlnit, pentru că sunt sănătoși, am ajuns într-un nou an, sperăm să fie cel puțin atât de bun ca anul trecut, pentru toată lumea. Vă doresc un an bun și sănătate. Voi da citire procesul verbal de ședință. Conformitate cu prevederile condamnitative, articolul 34, litera A, 12, primarul numărul 27, 20, 12, prin convocare ședinței de îndată a Consiliului Local al UTE a Mașinii de Zubacă, de data 21-12 ora, nu a fost convocat la ședința de îndată a lunii decembrie. Din verificarea Consiliului de Prezență, de discutul la ședința de a fost cei 12 masulegări cu Consiliul Local de Metamas, în prezență cu Consiliul Local, este că Sfințesc, Codicat, Părtitiz, poate fi de lucrări. Secretarul de citire procedură cu ședința de grea și propune președinte ședință să se pună la vot. Președinte se pune la vot procedură cu ședință din data de 15. Rezultatul votul în unanimitate. Președinte ședință prezintă ordinea de zi a ședinței de data de 21-12-2022. Proiect de hotărâre numărul 86, 20-20-2022, privind aprobarea rectificării bugetului local UAT Tamaș. Proiect de hotărâre 87 din 20-10-2022, privind deportarea contravalorii transportului ca dublat pe aferirului decembrie, punctul 3 diverse. Se supune la vot ordine de zi, unanimitate. Secretarul general precizat, de consultative a Comisiei de Specialitate, sunt favorabile pentru cele două proiecte. Consiliul local nu se află în incompatibilitate față de proiectul ordine de zi. Deședința se dea cuvânt inițiatorului, domnul primar Matieș Daniel. Primarul prezintă proiectul de lege numărul 86-20-2022 privind aprobarea rectificării bugetului local UAT Tamaș. Președinte de ședință, treabă cum se scrie la cuvânt, nu se scrie nimic. Se pune la vot, votul nu am numit. Proiect de hotărâre 87-20-2022 privind deportarea contravalorii transportul cargo din acce. Președinte de ședință, treabă cine se scrie la cuvânt, nu se scrie nimic. Președinte de ședință, dă spune la vot, votul nu am numit. Dar diverse nu au fost doar de cuvânt. Ședința a fost mai scurtă, de îndată, cu ocazia sărbătorii. Am terminat. Mulțumim, domnule secretar general. Dacă are cineva de adăugat ceva vis-a-vis de procesul verbal, dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru procesul verbal? Dacă este cineva împotrivă, să abține. În continuare, o să dau citire ordinii de zi și eu o să o supun la aprobări. Deci ordinea de zi este următoarea. 1. Proiect de hotărâre numărul 1 privind aprobarea planului de acțiuni și de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă pe care trebuie să le presteze în anul 2023 beneficiarii de ajutor social conform legii 416/2001 privind venitul minim garantat. Proiectul numărul 2. Proiect de hotărâre numărul 2 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici faza PT plus DTAC plus DTE pentru obiectivul de investiții, construirea unui pavilion pentru activități școlare în aer liber și înființarea și dotarea laboratoarelor școlii gimnaziale numărul 1, Comuna Tamaș de Zubacău. Proiectul numărul 3, proiect de hotărâre numărul 3 privind implementarea proiectului dezvoltarea serviciilor publice în Comuna Tamaș prin achiziție de utilaje. Iar la numărul 4 avem diverse. Supun aprobării ordinii de zi. Cine este pentru? Da. Dacă este cineva împotrivă, dacă se abține cineva, dacă nu dau cuvântul domnului primar pentru proiectul numărul 3. Bună ziua și la mulți ani! Proiectul numărul 1 este vorba de cei de la 416, cei cu ajutor social, unde trebuie să presteze un număr de ore de 17, au și 10 ore, până la 18 persoane care sunt la social și sunt sub ordinea domnului viceprimar. Da, domnul viceprimar a ceva de spus? Da. Nu. Nu. Consilierii, colegii, dacă vor, mai vrea cineva să ia cuvântul, doamna Lucu, vă rog. Bună ziua și la mulți ani tuturor.
În legătură cu beneficiarii care trebuie să lucreze din interes local, aș avea ceva de spus, domnule primar. I-am dat un mesaj anul trecut la începerea anului școlar, prin care i-am spus că aleea școlară Carva a trebuit curățată, pentru că avea salcân și mai multe ierburi. Dumnealui mi-a mesaj că ar fi trebuit să le curăț eu, dacă le pot rupe eu. Ar fi normal să le rup eu, domnul primar? Salcâmii? Într-adevăr, eu le-am rupt câteva ce am putut. Dar te știți, răspunsul dumneavoastră nu a fost unul favorabil. Când am să vă mai atrag atenția, vă rog mult să luați dumneavoastră atitudinii, pentru că nu puteți să spuneți să rup eu salcâmii de pe aleea școlii, unii copii dau cu capul, pentru că erau cât de cât la un nivel mic. Și copiii trec pe acolo și intră mai copiilor. Vă mulțumesc frumos! Da, când într-adevăr am discutat, am avut discuția asta, dar am zis, dacă tot treceți pe acolo, doamna consilier, mai rupeți și dumneavoastră, nu că să le rupeți, dar rupeți și dumneavoastră, pentru că nu fac față și nu am început să lăsați răspuns sau răspundeți dumneavoastră acum. Nu fac față, exact așa am zis. Acum, fiindcă avem un viceprimar și se vede cum stau saci aici, implicăm și să, chiar să demarează lucrurile și să adună cu noi. Răspunsul dumneavoastră nu a fost unul favorabil. Mă repet, nu sunt beneficiar. Sunteți consilier local, ar trebui să vă implicați și dumneavoastră ca consilier local, așa. Să nu mâinile prin salcâmii alei, nu? Da, să vă implicați dumneavoastră. Vă implicați dumneavoastră să rupeți salcâmii cu mâna. Chiar vă invit și vă aștept acolo. Așa, cum rupeți dumneavoastră salcâmii cu mâna? Stați-mă, acum am repetat și repet. Este în atribuția lui beneficiar. Am notat, domnul Cinc, o să rezolv. Să rezolvi problema. Da, mai e cineva care dorește să spune? Să duci. Domnul Bucur, vezi ceva? Să vă spun. Atât? Bun, mulțumim. Deci, supunem la vot proiectul numărul 1. Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă, dacă se abține, doamna Moise, cum ați rămas? Cum ați rămas? Am rămas cu mâna sus, așa și rămas. E spectativ. Da, trecem la proiectul numărul 2. Domnul primar, vă rog. Proiectul numărul 2 este vorba de pavilion. Pentru aprobarea documentației economice, trebuie să aprobăm. Se propune să aprobăm proiectul tehnic, caietul de sarcini, lista de cantități, documentația tehnică pentru autorizarea construcției și devizul general al obiectivului. La pavilion este vorba de pavilion. Domnul proiectant a avut deviziile și restul documentației. Trebuie și clar. Da, mulțumim. Dacă dorește cineva să stai, nu permite, doamne președinte. Domnul Toma, vă rog. Privirea lucrurile respectiv. Aș vrea să întreb ce relație există între raportul de estimare a chiriei minime pentru imobilul construit în spațiu cu destinația de farmacie și teren aferent cu proiectul respectiv? A fost vorba de consiliere. Relație că am dat un copii pe greșit. Mi se pare absurd să apară într-un proiect. Am greșit eu pe aia, da. N-am citit asta. Da, deci. Am înțeles. Da, da. Altceva, dacă mai dorește cineva să-mi scrie la cuvânt. Dacă nu, vă supun la vot proiectul numărul 2, cine este pentru? Da? Dacă este cineva împotrivă, se abține cineva? Deci, da? Trecem la proiectul numărul 3 și dau cuvântul domnului primar. Privind implementarea proiectului de dezvoltare sarcinii serviciului public în comuna Tamaș prin achiziție de utilaj. Aici este vorba de un proiect în care Galo a venit o sumă de bani la Galo, undeva la 100.000 de euro, persoana din car, așa. Și au venit o sumă de bani, s-a împărțit la fiecare câte 16.000 de euro și vorba de un proiect în care noi am hotărât să luăm diferit utilaj pentru bun de excavator. Despre asta este vorba. Deci piese sau ce? Da. Dacă dorește cineva să-mi scrie la cuvânt. Da,
Dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru proiectul numărul 3? Vă rog. Dacă este cineva împotrivă, se abține cineva? Nu, 12. Și trecem la ultimul proiect, la diverse. Dacă aveți ceva, dacă cine are? Eu mai spun. Are cineva la diverse? Da. Domnul doctor, în primii, domnul Toma, vă rog, scurtim. Aș vrea să atrag atenția. Mi se pare rușinos să aud din partea... Deci trebuie să recunoaștem și o spun cu ceva la responsabilitate. Noi deocamdată nu avem primar. Noi avem o persoană care se erigează din cauza unor conjuncturi, încasează un salariu mare pentru poziția respectivă, dar totuși nu-și cunoaște atribuțiile din fișa postului. Dacă doi ani și ceva nu ați reușit să descoperiți care vă sunt atribuțiile din fișa postului, după ședință eu pot să rămân 5 minute și să vă consiliez. Deci dumneavoastră, suntem în Consiliul Local, că atât de Consiliul Local, domnule. Și ați fost primar să înțelegeți. Da, da, domnule. Da? Deci dumneavoastră faceți deducții puierii pe marginea unui subiect. De fapt, ce faceți? Obstrucționați activitatea Consiliului Local. Vechea poveste. Noi luăm de la cap. Suntem la începutul anului 2023. Dumneavoastră trebuie să vă treziți. Că acasă sunt 3.000 de oameni care așteaptă de la noi decizii bune pentru Comuna Tamașa. Decizii bune, fără ca banii să se piardă urma lor, fără ca oamenii să vină aici și să se certe cu angajații, pentru că noi suntem obligați prin lege să oferim administrație publică, așa cum ne obligă lege. Restul sunt discuții sterile. Vă considerați tot felul de tercă pe margine, tot felul de semi analfabeți și în loc să vă iluminați și să vă treziți și să veniți și să spuneți, da, domnule, am făcut erori, am greșit. Nu cunosc anumite chestii, întrebă Consiliul. Deci v-ați luat peste picior Consiliul Local. Peste picior Consiliul Local. Vreți ca la următoarea ședință să vă luăm toate proiectele, hârtiuțele pe care le-am dat aici și să vi le aruncăm în față? Să vedeți că Consiliul Local este extrem de important? Ar trebui să sunați și prealabil și să întrebați ce părere aveți vis-a-vis de proiectul respectiv. Nu să fiți inițiator. Faptul că noi suntem de bună credință, venim aici și facem în așa manieră ca să sublinim lipsa dumneavoastră de profesionalism, că nu sunteți capabili să vă justificați banii pe care îi cheltuiți, banii oamenilor de acasă. Dar noi, consilieri locali, avem o responsabilitate, deci un telefon și oamenii ne trag de mână. Domnul Toma, mai aveți? Haideți să încheiați. Vă mulțumesc! Vă rog. Aș vrea să răspundă domnul Toma ce bani s-au pierdut. Răspundeți consiliul local în mie. Vă dați voi? Domnul Toma, lăsați să răspundă. Ați zis că s-au pierdut bani. Chiar vreau să definiți cuvântul ăsta, s-au pierdut bani. Ce bani s-au pierdut? La ce s-au pierdut bani? Ce proiect sau ce am făcut? Că nu înțeleg asta. Unde s-au pierdut bani? Nu înțeleg asta ideea. Încă o chestie ar trebui... Deci, consiliul... la determinarea cu masă sau la finalul intervenției noastre? Ar trebui să... Consiliul care ar trebui să implice mai mult. Nu să plângă că am început să... Mă dați voi să răspund sau am lăsat să vorbim. Consiliul care e dat abstract. Consiliere! Sunt pe fondul cu responsabilitate. Consiliere, îmi dați voi să răspund. Mulțumesc. Consiliul local ar trebui să implice mai mult, nu se plângă că rupi niște crenguțe pe marginea drumului. Dau un exemplu, a venit domnul Videni, l-a venit și implicat, a venit și a cerut un proiect de hotărâre pentru sterilizarea cățeilor. E singurul consilier care a venit și a cerut ceva. Eu când am venit, cu ce mi-a zis proiectul? V-a cerut același lucru? Că dar primul lent la mamei, l-a dat copiii 1000 lei pe lună, pentru când l-am cerut semnături și l-am aduc în coadă. Și ce mi-ați cerut acolo cu cățeii? Cu ce mi-ați cerut cățeii? Bun, bani, că tu faci cu cățeii. Cât sunt cățeii? Nu mi-ați zis că ai zis să faci un proiect. Ați venit cu ordine scris. Ați venit cu ordine scris, să semnată că sunt cățeii în comun. N-ați venit cu acolo, a venit domnul. Îmi dați voi să... Domnule, da, da, ați venit cu semnături, dar nu ca să facem un proiect împreună. Nu, nu! Și un proiect să faci cu domnul Mili Secretar. Nu, venim de cu ordine și gata, asta e proiect. Și la un parc, trebuie să vină tocmai la Tamaș, a venit la fața locului și a vorbit cu doamna regită, i-a dat voie să puni gardul, dar pentru parcul ăla ce a făcut? Cu ce trebuie a dat dumneavoastră ei voie să puni gardul? Cu ce trebuie? Spuneți dumneavoastră, aveți voie să puni gardul? Aveți voie să puni gardul? Voi ca să puni gardul? Vreau să văd ce facem pentru parcul de Pirapova. Vreau să văd pentru doamna din la fața locului. Nu, nimic din parte ce-a venit, pentru că nu mă suportați, i-am dat votul domnul Ceată, nu? Am venit acasă și a zis, vrutii și nevrutii la mine,
prima soțul dumneavoastră. Copil! Nu am discutat despre cum deschidem depozit dumneavoastră și deschidem soțul dumneavoastră. Nu pot discuția asta acum, un altă zile? Asigur pe toți cetățenii de acasă. Anul acesta, 2023, va fi un an determinant pentru comuna ta. Din punctul meu de vedere, așa cum am tatonat terenul în ultimii ani, consilierii au determinarea de a se implica, de a face lucrurile așa cum trebuie și de a face dreptate în comuna ta noastră. De a face, de a lua decizii în favoarea cetățenilor. Nu numai minciuni de margine. Spre exemplu, și cu asta închei. Nu vreau să monopolizez discuția, dar vreau să atrag atenția. Ce decizii s-a luat pe Tamașa? Aștept să dăm o rezolvare. Am vorbit cu domnul părinte Popica, am vorbit, am stabilit cu dumnealui și dânsul a sugerat că da, domnul Toma, domnul care era de față poate să confirme, mergem și punem crucea respectivă, a spus dumnealui că este un chici și susțin părerea dumnealui, că dar este un chici, dar noi, dacă vom fi de bună credință, vom contribui cu fiecare, cu ceea ce putem, să putem să facem o troiță și dumnealui a recomandat să facem o troiță din mozaic, din ceva mai rezistent. Și să o punem undeva unde să nu pericliteze viața nimănui. Deci, în concluzie, ce decizie s-a luat pe Tamaș? Pentru că oamenii aceia așteaptă ca să poată să-și facă treburile lor private, să-și facă cale de acces, să-și facă poartă, să poată să evolueze în viață. Noi nu avem dreptul să-i obstrucționăm. Deci, cu privire la crucea respectivă, când? Deci vreți ca la următoarea ședință venim la domnul secretar, prezentăm un proiect prin care stabilim o locație? Da. Bine. Deci ca să se știe cu privire la cazul care există pe Tamaș, la următoarea ședință, eu voi pregăti proiectul respectiv, îl voi depune la domnul secretar general și vom căuta cu toții o locație în așa manieră încât să nu deranjeze pe nimeni. Să nu deranjeze. Mulțumesc. Da. Domnul doctor Vigini, vă rog. Bună ziua. Am înțeles că în luna ianuarie se face bugetul pentru 2021. Am avut un primar și cu ajutorul consilierilor să aloce niște bani pentru sterilizarea câinilor. Știți foarte bine, amendele este între 5.000 și 10.000. În urma discuțiilor poliției animalilor, cred că în primăvara asta o să vină pentru informare. O să vină și o să umbli pentru informare în comună. După care să aplice amenzi. Obligația cetățeanului este să castreze câinele care nu este de rasă. De rasă înseamnă să nu aibă, care nu are acte, care nu are pedigree. Nu că e ciobănesc german, nu că e, trebuie să demonstreze că are act de origine. Deci eu v-am zis, amenda este între 5.000 și 10.000. Eu am avut campanie gratuită, am făcut-o de resursele nu amele, a unei fundații din Suedia. S-a terminat colaborarea cu Fundația din Suedia. Este o ordonanță de guvern prin care primăriile locale pot să aloce bani. O sumă cât crede primarul că se poate. Anul ăsta o leacă și așa nu o să mai avem nici câini vagabonzi. Fiecare, dacă sterilizează... Da, sterilizează și masculul și femeile. Masculul și femeile, da. Și chiar e necesar în primul lucru ăsta. Este necesar, deci toată lumea se plânge de câini vagabonzi, da? Câini vagabonzi poate să spună oricine. Câinii vin din curțile oamenilor, da? O cățea fată de două ori pe an. Da? Dacă fac un minim 5 pui, înseamnă 10 pui. Nu poate să spună mie cu un proprietar, ține 10 pui în curte. Da? Din aia 10, nu știu cât la sută mor, dar mai rămân 3-4 care ajung pe stradă. Nu se aia e altă discuție, aia ar trebui să facă primăria unui camere de luat vedere, da. Dar da, să vede cine aruncă, cum aruncă, unde aruncă. Dar noi vorbim, toate studiile care sunt și la nivelul Consiliului Județean, vă spun eu că aici e problema. Da? Proprietarii aruncă câini. Da, să se sterilizează toți câinii care nu au pedigree. Toți câinii, da.
Da. Indiferent că îl ține cu tipul. Indiferent. Deci, domnul Ilmar, mai trebuie să spus, vă rog, să avem obicei. Trebuie microcipat și sterilizat. Dovada sterilizării se face pe baza microcipului, microcipul care eu îl pun gratuit. Doctor, îți pui în vedere ale stare. Noi vorbim acum de Tamaș, nu avem nicio... Dar v-am zis, este cadrul legal prin care se pot aloca bani. Da. Nu mă să-i prindă la buget, că dacă domnul primar le prinde la buget, degeaba le se făcă. Degeaba mai facem noi proiectul în august, dacă banii nu au fost prinși la începutul anului. Dacă îmi permiteți să interpelați, domnul Bușor. Vă rog. Deci, domnul Videni, salut inițiativa noastră. Sunt convins, nu domnul primar trebuie să prindă. Și noi, consilierul local, înainte de pregătirea bugetului pe 2023, trebuie să ne consultăm cu toți. Noi ce prevedem, ce cuprindem. Da. Legislația nu zice că primarul plătește de capul lui, ci toți consilierii vine în fața noastră și ne spune așa, cum e cazul dumneavoastră. Avem problema, problema trebuie rezolvată. Nu e dacă vrem, nu există. Comunitatea, oamenii de acasă așteaptând, exact cum am menționat în prealabil, să luăm decizii. Deci noi luăm decizii, nu probăm, nu mimăm, nu facem chestiile acestea. Și avem o problemă, trebuie rezolvată. Pentru a putea trece la cealaltă. Asta înseamnă administrație publică. Da. Deci, efectiv, recomand domnului primar, când se pregătește să aducă bugetul, să nu ne trezim cu maculatură luate copy-paste cu bugetele din anii precedenți. Ce pur și simplu, în prealabil, lăsați la o parte tot felul de mentalități obicene, veniți aici și spuneți, ce părere aveți dumneavoastră, consilierul local? Pentru că noi trebuie să ne dăm cu părerea. Facem o listă cu problemele pe care le avem pe 2023 și încercăm să aducăm sume pentru fiecare problemă pe care o avem de rezolvat. Da. Mulțumesc! Mai e cineva care dorește să spui? Da, mai trebuie să știți foarte bine. Deci, primăria este obligată să facă contract cu fingerii. Da. Implică costuri personale, ce spuneți dumneavoastră, din partea noastră, ca și cetățenii cu fingerii. Ca și cetățean al comunii, odată cu implementarea acestui proiect. Deci primăria o să scoată un credit, scoată PSAP sau cu atribuire directă. Cetățeanul doar trebuie să vină la cabinet. Cabinetul care câștigă, nu este obligat să câștigă. La cabinet poți să facă. Da, da, obligatoriu. Dar nu sunt, dacă primăria o scoate PSAP, asta e treaba primăriei, da? Noi, ca și consilieră, aprobăm, alocăm suma de bani, iar licitația o organizează primăria. Că o face cu atribuire directă, că o face prin licitație, asta e treaba primăriei, da? Dacă o face cu licitație, nu e obligatoriu să câștig eu, ca și cabinet, da? Poate să câștigi cabinetul de la Bucoci, că dă o sumă mai mică, să face licitație. Pentru interesul și pentru binele comunei, ar fi bine să câștigi cabinetul din comună, că este mai ușor să iei câinele să te duci în comună decât să te duci cu el la Bucoci. Dar se poate întâmpla și asta. Depinde cum se vor face pentru sarcini. Doamna Lucu, mai ai ceva de spus? Da, aș vrea să reamintesc domnule primar, că anul trecut, când mi-am zis de acolo la parte, care vorbim cu domnul Carabără și cu doamna Rechită, cea bătrână, Rechită Mănică, și dumneavoastră s-a plâns la el că râul e plin de tufi, de șerci ierburi și bălării trecute, prin care i-au spus domnului că sunt șerpi acolo, șerpi care urcă până la ușa omului. Și a promis că curăță râul. Să știți că nu s-a făcut nici această procedură și nu a curățat râul. E plin încă de foarte mult șerp. Ce s-a întâmplat din urmă? Are greașă cu motorină. Nu știu, eu nu am luat pe ceva, dar nu a ajuns cu aici răul care e plin de șerp. Dacă îmi permite să mă interpelați. Tot cu privire la cererea domnului Videne, pentru că aici chiar avem o problemă stringentă care trebuie să fie rezolvată. Noi ținem cont că e o problemă ce ține de comună Tamaș, noi vorbim de atribuții directe. Acelea care sunt licitație, e cu totul altceva, sume mari, alte chestiuni. În prealabil, o să facem așa manieră să transformăm, pentru că ceea ce a semnalat lui e o problemă urgentă,
Adică un câine poate să muște un copil, putem avea accidente, putem avea daune, putem avea lucruri care se vor întâmpla și împotriva administrației publice. Dar noi, consiliile locale, nu trebuie să permitem ca femei, oameni bătrâni sau copii să fie sub riscul de a fi mușcați de haită de câine. Au fost mușcați. Asta. Da. Să răspund la toată. Da, eu bine cu ce dumneavoastră, doar că asta e pe timpul. Adică sterilizezi cățelul și îl dai înapoi în stradă, nu? După cum vedeți. E mai specialist. Nu, e proprietarul și de acasă. Cei care au proprietar. Dar cei care nu au și au proprietar, degeaba v-am mai explicat. Degeaba încercăm noi să facem contracte cu Kingheri, da? Cum au multe comunii, ei au 700 de lei plus TVA. Asta anul trecut. Dar anul ăsta cred că o să. Deci ajunge peste 1000 de lei de prinderea unui câini. Da? Ca să prind 10 câini, se iau 100 de milioane. De 10 câini, există riscul, nu avem nicio garanție, nu nimeni de la primărie nu socesc și mașina. Există riscul ca el să încarce mașina de la Tamaș și să-i dea drumul la furnicar. Da? Eu am vorbit cu poliția animalelor, ce dovadă au ei, câinile de la Tamaș ajunge în padoc. Au zis că o să fac verificări. De ei fac verificări după 4 luni. Da? Odată. Și v-am zis, degeaba. Eu, primarul, primăria, dacă face contract cu Kingheri acum în primăvară, da, alocă 300 de milioane, că e obligat în lege, dar la toamnă câinii sunt iar, că s-au mulțit și s-au mântuiat. Deci, primul pas este sterilizarea, cu cât mai mult. Dacă sterilizăm 300 de cățele din Tamaș, nu sunt mai multe de 300. Exact, asta s-o vorbim atunci pentru toți proiectul, exact soluția asta a fost. După care putem să facem cu Kingheri să-i prindem de pe stradă, pentru că noi facem și dovada poliției animalelor că primăria a făcut ceva și a alocat bani consiliului local, dar nu mai era amendă, că amenda e 100 de milioane, corge și-o luat de două ori 10.000 de lei amendă. Da? Deci 20.000 din bugetul primăriei s-au dus pe amendă. Dar dacă îmi permiteți, ideea e în felul următor, pentru că foarte bine s-a menționat, acei câini care într-adevăr nu au stăpâni și sunt vagabonzi și... Aia trebuie prins și primărie. Exact, dar ideea e acei câini, tot administrația publică, OAT Tamaș, sunt o grămadă de ONG-uri în oraș, care se ocupă, care primesc câini. Deci după ce i-am sterilizat, aceia pot fi tornați mai departe la asociații respective, care la rândul lor le dau mai departe animalele respective către persoane, către persoane fizice. Primul pas este să sterilizăm din porțile. Exact. Nu, dar era impedimentul că, bun, îi sterilizăm și ce facem cu ele, pentru pe stradă. Nu! Ci putem să îi oferim, da, să-i donăm către ONG-uri. Ei vă spun 100% poate să sunt sterilizate. Îți prinse de mine, îți sterilizate. Eu am luat două cățeli, le-am dat către adopții, dar nu pot să le iau toate. Plus că am înțeles că mai apărut 2-3. Deci, în opinia mea, am putea să luăm o inițiativă și avem aici... Dacă să facă și poliția locală, de asta am spus și domnului Vici, e importantă poliția locală. Cum pentru că poate să umple, poate să dea amenzi, poate să facă, poate să informeze omul. Și poate să facă listă cu zonă, poate să informeze, că degeaba noi aprobăm dacă omul nu vrea să ducă, nu vrea. Atunci poate să... Și Tamașul a fost pe care nu vrea să încă idei. Transferi și urmări. Asta este Tamaș, cu rădată folosarea tunelicului. Păi da, să știți că foarte mulți câini de Tamaș sunt al oamenilor. Și îți lăsați liberi. Exact. Da, mai e cineva, mai dorește cineva să, dacă nu, declara ședința. Este o răspunsul domnului primar la ceea ce m-a putut pătrui prima vară. Brâul. Eu îi duc. Brâul. Eu îi duc și ia și ia și ia. Eu mi-am notat. Am mai de timp de părat. Asta e. Și mă chestii cu primarul, și am asta dacă ne-a dat un bătăriu nici la partenerea asta ține domnul Soma. Și bine am asta spuneți să spuneți cum să fie primar. Da, asta e discuție.